Salutare curioșilor și bine ați venit la un nou episod din emisiunea Curiosity Land. Îmi pare bine să vă văd după o perioadă destul de lungă. Astăzi vreau să vorbim despre lucrurile pe care absolut toți le facem sau le-am făcut greșit de-a lungul timpului. Sunt 7 lucruri, să nu mai pălăvrăgim și să trecem la episod. Voi vă spălați pe dinți după ce mâncați? E foarte bine că o faceți, însă majoritatea oamenilor obișnuiesc să se spele imediat după masa de dimineață, de prânz sau de seară. Acest lucru este total greșit. Nu este recomandat să ne spălăm pe dinți imediat după ce ne-am hidratat cu băuturi acide sau am consumat alimente de orice fel. Dacă ne spălăm imediat după ce consumăm aceste alimente, acizii ne vor distruge smalțul. Este evident. După fiecare masă, trebuie să așteptăm cel puțin 30 de minute pentru a ne spăla pe dinți sau doar să ne clătim gura cu apă rece. Este recomandat să ne spălăm pe dinți cel puțin 2 minute cu o periuță moale pentru a nu afecta gingiile. Știți că la fiecare doză există acea cheiță care te ajută să deschizi doza. Cred că tu nu ai ținut cont de acea cheiță, ai aruncat-o și ai băut doza exact în acest fel. Dar ghiși ce? Ai trăit în minciună. Acea cheiță nu te ajută doar să o desfaci, ci în acea cheiță se pune paiul. Sunt sigur că mulți dintre voi spuneți că dacă vă spălați pe cap mai des, este mult mai bine. Șamponarea excesivă elimină o mare parte din sebum, ulei care este secretat de glandele sebacee. În cazul eliminării sebumului, acele glande funcționează mai mult decât trebuie. Și acum o să spuneți, dar Mihai, mie mi se îngrașă părul foarte repede. Nu este nicio problemă, trebuie să ne spălăm de aproximativ 2-3 ori pe cap pe săptămână, iar dacă aveți probleme cu îngrășarea părului, nu mai trebuie să puneți mâna în el, să-l aranjați, să îi faceți tot felul de moații și chestii de asta și este recomandat să folosiți uleiul imediat după spălare. De asemenea, un duș fierbinte de aproximativ 15-20 de minute usucă foarte tare pielea și este recomandat să ne facem duș cu apă mai recișoară, deoarece ne controlează foarte bine bătăile inimii și respirații. Aici ne referim la medicamentele pe care toată lumea le luăm când ne este frig, când suntem răciți, și anume Fervex sau Coldrex Max, Coldrex Junior și toate chestiile astea, iar eu cel puțin puneam în cană plicul acela cu pulbere, încălzeam apa și după ce apa a fost încălzită destul de puternic, puneam peste praful de pulbere apa caldă. Pentru a fi mai eficient, trebuie să puneți praful de pulbere în același timp cu apa caldă. Mie când mi-e foame, mănânc foarte repede. Sau atunci când mergeți la McDonald's, câți dintre voi mănâncă un cartof în 5 minute? Consumarea excesivă de carne este dăunătoare pentru corp, iar dacă mâncăm orice tip de mâncare prea rapid, putem bloca anumite semnale chimice naturale ale organismului. De asemenea, mâncând cu prea multă poftă, riscăm să vomăm. Și că tot vorbim de alimente, sunt sigur că mulți, foarte mulți consumă fructe seara. Dacă sunt citrice, adică portocale, mandarine, clementine, nu este recomandat să le consumați seara, deoarece riscați să nu dormiți prea bine. Iar dimineața pe stomacul gol, nici atât. Un măr este ideal pentru mâncarea de dimineață, deoarece te trezește mai bine decât cafeaua. Cu toții știm ce este TikTok, acele bomboane care sunt în cutii portocalii albe și toate chestiile astea. Și spuneți sincer, voi luați doar un TikTok și îl puneți în gură sau turnați în palmă 3-4 și le puneți din prima? Pentru că eu sincer folosesc a doua variantă, care este greșită. Capacul de la TikTok nu este conceput doar pentru a deschide cutia, ci este conceput și pentru a pune o bomboană una câte una pe el. Mulți tăiem portocalele pe lung, fâșie cu fâșie sau le împărțim în jumătate. Ei bine, ideea care este mult mai eficientă este să culcați portocala,
dar să nu tăiați portocala, ci să tăiați doar coaja de jur împrejur pentru a forma un cerc. După ce ați făcut cercul cu cuțitul, depărtați cu mâna ambele părți ale cojilor și voilà! Atât am avut de spus cu acest episod, sper că v-am ajutat, dacă v-a plăcut am marea rugăminte să dați un like să știu că apreciați munca, iar ca să afle și curioșii și prietenii voștri de pe Facebook, dați un mic share. Și dați un click aici ca să vedeți episodul nostru anterior. Eu sunt Mihai, mă găsiți pe pagina de Facebook din descriere, dar până data viitoare nu uitați să rămâneți curioși în continuare. Pace!